Suntem la o nouă promoție, deci practic studenți care absolvă facultatea după 6 semestre de studiu și care ajung să fie convinși că merită să facă artă. Am avut multe lucruri de învățat în cei 3 ani de facultate. Tehnici pe care nu le-am mai experimentat până acum. Tehnică de frescă, de sgrafito. M-a atras cel mai mult arta murală. De ce? Pentru că e foarte, foarte impozantă, foarte monumentală. A fost un drum destul de ușor pentru mine, pentru că am făcut întotdeauna ceea ce mi-a plăcut. Am avut profesori buni cu care am lucrat. A fost o grupă, cred eu, foarte, foarte harnică. Ne-am înțeles foarte bine, am avut dialoguri constructive și am ajuns în ipostaza de a-și găsi un drum propriu. Îmi doresc să continui cu un studiu de masterat, tot la Universitatea Națională de Arte Plastice. Mi-ar place să fiu și profesor, pentru că îmi place foarte mult să lucrez cu copii, dar în același timp mi-ar place și să mă ocup de partea de decorațiuni interioare. Tot mural am să continui, și anume terapia prin artă în spațiu public. Toți cei 12 absolvenți ai grupei mele au devenit pasionați de meseria pe care și-au ales-o.